Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună o prăjitură extrem de simplă. O prăjitură cu foi de napolitană sau foi lica, așa cum se numea pe vremuri, cu ciocolată și nucă. La această prăjitură eu nu voi folosi zahăr. Voi folosi îndulcitor de la Sueteria, un îndulcitor foarte bun, pe bază de ștevia și ciocolată cu îndulcitor. Această ciocolată nu este cu ulei de palmier, este făcută cu ingrediente din Comunitatea Europeană. Dacă doriți, puteți folosi zahăr și o ciocolată obișnuită. Ciocolata mea are 70% cacao, este o ciocolată foarte concentrată. Haideți să vă arăt ce folosesc pentru această rețetă. Am aici un pachet de foi de napolitană din comerț de 180 de grame. Am 10 foi. 600 de grame de unt gras cu peste 80% grăsime. Nu folosiți unt cu 65% grăsime pentru că acela conține multă apă și veți strica totul. O lingură de coniac rom sau vișinată, 200 de grame de nucă măcinată, eu am rumenit puțin nuca în cuptor înainte, 400 de mililitri de smântână pentru frișcă, frișcă lichidă naturală, 600 de grame de ciocolată cu 70% cacao. Aceasta este îndulcită tot cu îndulcitor natural și mai folosim una sau două linguri de îndulcitor în funcție de cât de dulce vreți să fie crema. Dacă nu folosiți îndulcitor, cum am eu aici dulcișor cu ștevia, puteți folosi una, două linguri de zahăr pudră. Nu mai mult pentru că este exagerat de dulce. Cum procedăm mai departe? Punem smântâna pe foc. O lăsăm să se înfierbânte bine. Când smântâna noastră clocotește, punem ciocolata și oprim focul. Dacă folosiți zahăr pudră, îl adăugați de la început în smântână. Amestecăm. Să fie ciocolata foarte bine acoperită. Și o lăsăm așa timp de câteva minute, fără să amestecăm. În timpul acesta ciocolata se va înmuia. S-a topit ciocolata. Amestecăm bine. Adăugăm și untul. Îl tai bucăți mai mici. Acoperim și untul cu ciocolată. Îl lăsăm să se înmoaie bine. Ciocolata este călduță. Punem acum și îndulcitorul. Eu voi folosi o lingură cu vârf. Pentru mine este suficient de dulce. Mie îmi place ciocolata neagră mai amăruie. Așa arată ciocolata mea topită. Este fluidă. Dacă o dau la rece se va mai îngroșa. Dar acum, dacă o folosim, va umple foarte ușor foile. Adăugăm coniacul, romul sau vișinata. Una, două linguri în funcție de cât de puternic vreți să fie gustul. Amestecăm. Am pregătit o tavă pe care am căptușit-o cu hârtie de copt și așezăm o foaie de napolitană. Are două părți, striație mai mare sau striație mai mică. Eu o voi pune pe cea mai mare ca să adere mai bine ciocolata. Tot ciocolată pe toată foaia. Întind cu o lingură. Presar puțin o nucă. Puțin ca să fie peste tot în strat uniform. Punem altă foaie.
de napolitană. Presăm. Punem iar ciocolată. Iar nucă măcinată. Și depetăm așa până când terminăm toate foile. Am pus ultima foaie. Presăm ca să fie bine peste tot. Mi-a mai rămas ciocolată cât să pun deasupra și pe margine și miez de nucă depus deasupra. Acum, mai pun deasupra o foaie de copt, la fel ca aceasta, o greutate ca să-mi țină apăsat să fie straturile uniforme de cremă și să se unească bine, să nu rămână goluri de aer și o dăm la rece. Ideal este să stea peste noapte. În felul acesta, prăjitura noastră se va suda foarte bine, foile se vor înmuia puțin, dar vor rămâne totuși suficient de crocante. S-a răcit prăjitura noastră, tăiem marginile frumos, ciocolata care s-a scurs pe alături. Topit restul de ciocolată, amestecăm și ce am curățat de la prăjitură. Turnăm glazura pe prăjitură. Presărăm deasupra restul de nucă măcinată. O dăm acum la rece și o lăsăm să se întărească glazura și deasupra, apoi o porționăm. Așa arată prăjitura noastră cu foi de napolitană. Am tăiat-o, îi dăm ce formă vrem, eu am tăiat-o sub formă de dreptuni. Vedeți că are aproape o palmă lățime. Puteți să o tăiați în romburi, în pătrate, cum doriți. Sau puteți să faceți prăjitură mai mică și să faceți două tăvi de prăjitură. Se face ușor, este delicioasă, se poate face, ați văzut, cu un dulcitor sau cu zahăr normal sau zahăr brut pe care aveți. E o rețetă simplă și gustoasă, foarte rapidă, se poate păstra mai mult timp, la loc rece. Vă recomand să o faceți oricând aveți posibilitatea sau vreți ceva bun și rapid. Sunt Gina Bradea, îmi plac rețetele simple și gustoase. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la acest canal și puteți distribui rețetele să le vadă și alte gospodine. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag. La revedere!